convocare ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Patrimoniului de Bacău pentru data de 24.04.2019, ora 10. Consiliul Local al Comunei Patrimoniului de Bacău se convoacă ședința ordinară în data de 24.04.2019, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 1 a anului 2019 al Comunei Șefanțe Mari de Subacă. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform proiectului tehnic, înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Radian la Tătun Loc, Comunei Șefanțe Mari de Subacă. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiectului tehnic, înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Radian la Tătun Loc, Comunei Șefanțe Mari de Subacă. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în Comuna Șefanțe Mari de Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere numărul 2562 din 12.05.2014 pentru suprafața de 52.41 hectare pășune aflată în domeniul privat al Comunei Șefanțe Mari de Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Șefanțe cel Mare și a instituțiilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, și 7 diverse. Domnul consilier, sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Bună prea. În totalitate, aveți cuvântul. Punctul 1. Da, la punctul 1 dau cuvântul doamnei contabil. Dar raportul de specialitate, măcar l-a ținut domnul primar, l-a ținut invocat. Știu să conduc și o ședință și știu și să cer. Raportul de specialitate în Comisia Economică. Îl aveți? Îl aveți, da? Mai zic, citiți, da. Voi da citire. Domnul președinte, Cătălin, așa este, nu? Rapetați. Păi dacă ești președinte, nu... La comisie, nu? La comisie. Da. Secțiunea de funcționare, voi citi veniturile, apoi cheltuielile pe fiecare capitol. Impozitul pe venit. Impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare, 0,83 mii lei. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, și anume cote defalcate din impozitul pe venit, 76,78 mii lei. Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, 1,35 mii lei. Impozite și taxe pe proprietate, impozit pe clădiri, persoane fizice, 22,05 mii lei. Impozit pe clădiri, persoane juridice, 27,42 mii lei. Impozit pe teren. Impozit pe terenuri persoane fizice, 52,96 mii lei. Impozit pe terenuri persoane juridice, 48,14 mii lei. Impozit pe teren extravilan, 45,77 mii lei. Taxe judiciare de timbru, 2,28 mii lei. Alte impozite și taxe, 5,29 mii lei. Sume defalcate din TVA. Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, 160 mii lei. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 600 mii lei. Taxe pentru utilizarea bunurilor. Impozite pe mijloace de transport, persoane fizice. 48,87, impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 10,62 mii lei. Venituri din concesiuni, 12,32 mii lei. Venituri din prestări servicii, 28,29 mii lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 24,16. Alte amenzi, 6,35 mii lei. Taxe speciale, 126,56 mii lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, minus 10 mii lei.
Subvenții de la bugetul de stat pentru încălzirea locuințelor cu lemne, 0,41 lei. Total venituri, 1290,45 lei. Specific, asta este secțiunea de funcționari. Cheltuielile. La capitolul 51, autorități publice, cheltuielile de personal, 469,99 lei. Bunuri și servicii, 44,36 lei. Tranzacții privind datoria publică, dobânda de la împrumut, 4,47 lei. Transferuri între unități, transferul pentru protecția copilului, 40.000 lei. Capitolul 61. Ordine publică și siguranță. Cheltuieli de personal, 77,66.000 lei. Bunuri și servicii, 5,83.000 lei. Capitolul 65. Învățământ. Bunuri și servicii, 43,33.000 lei. Asistență socială, tichetele pentru grădiniță sunt aici, 6,85.000 lei. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, minus 0,27.000 lei. Capitolul 67, cultură, recreere și religie. Cheltuieli personal, 10,84.000 lei. Bunuri și servicii, 0,34.000 lei. Capitolul 68. Asigură și asistență socială, cheltuieli de personal, 54,23.000 lei, asistență socială, indemnizațiile, respectiv, 147,01.000 lei. Capitolul 70. Locuințe, servicii și dezvoltare publică, iluminatul public principal, bunuri și servicii, 77,56. Rambursare credit, 15.000 lei. Capitolul 74, protecția mediului, bunuri și servicii, 42,86.000 lei. Capitolul 84, transporturi, bunuri și servicii, 70,76.000 lei. Și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, minus 12,03.000 lei. Total cheltuieli pentru secțiunea de funcționare, 1098,79.000 lei. Iar acum voi prezenta secțiunea de dezvoltare. Voi începe cu partea de venire. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, ce v-am prezentat în secțiunea cu minus, acum sunt cu plus 10.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat, finanțări de la PNDL, 883,92.000 lei. Total venituri, 893,92. Secțiunea de dezvoltare. La cheltuieli avem la capitolul 65, 3,52.000 lei, din finanțare externă nerambursabilă. Iar la capitolul 84 avem 879,99 lei. Total cheltuieli 883,51 lei pentru secțiunea de dezvoltare. Am încheiat cu un excedent de 202,07.000 lei. Asta a fost, dacă aveți un discuții, pagina proiectul numărul 1. Cineva? Nu avem discuții. Proiectul numărul 2. Deci la proiectul numărul 2 este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat conform proiectului tehnic la sistemul de înființare cu alimentare cu apă la
satul Rădeana, cătunul 11. Deci, conducta de aducțiune are o lungime de 1395 metri liniari, materialul folosit e PHD PE100, presiune nominală 10, diametru nominal 90 mm, și la rețeaua de distribuție, lungimea este de 6454 metri liniari, același material PHD PE100, presiune nominală 6 bar, diametru nominal 110 mm. Rezervorul are o capacitate de 250 de metri cubi și valoarea totală a investiției este de 4.477.242 lei și 35 de bani, cu TVA inclus, din care la bugetul statului 4.072.507 și la bugetul local 404.735.35. Deci aici cam atins, eu am în două puncte, și valoarea și indicatorii de economici. Mă, să vă mai spun ceva la cheltuieli de... cheltuieli ineligibili și neeligibili. Cheltuieli ineligibili se referă la plata studiului de fezabilitate, studiile de teren, indicările topo, organizarea procedurii de achiziții, asistența tehnică pe toată perioada execuției lucrării, consultanța, o dirigenție, asistența tehnică, dirigenția. Dirigenția este cheltuială ineligibilă și este plătită de la bugetul statului. Și avem o parte de cofinanțare la construcții și montaj de 103.072. Asta în urma recalculării tarifului pe oră, la manoperă. Mărindu-se salariul minim pe economie la 3.000 de lei, așa, automat manopera a sărit de la 14,5 cât era înainte pe oră, la 17,19. Până la 19. Nu te până la 19. Așa poți te duci până la 50, dacă ai bani. Deci până la 17,928. Deci, astea sunt indicatorii tehnico-economici și cheltuieli eligibili și neeligibili vis-a-vis de proiectul de înființare alimentare cu apă în satul Rădeana, că până la... Domnul Bostru, întrebare. Același proiectant a făcut proiectul și pentru apă aici la Rom, care a fost la noi? Nu. Noi, e altă. Nu, nu. Și vreau să nu se putea consulta, să-l consultăm, să vedem dacă la noi, cu pompele alea, eu cred că sunt prea mici. Consultantul se plătește, domnul consilier. El e alt proiect, da? Poate să ia dacă... Ascultați-mă un pic. Să uit ăla de proiect. Deci pompele, într-adevăr, sunt mai mici decât au fost date inițial. În urma măsurătorii debitului din puț. Deci știți că când am făcut, am dat toată conducta afară, că vă veni de la Pămânești. Dar și el a văzut debitul care este și a recomandat pompile astea. El a spus, dacă erau pompile care au fost înainte, de capacitate mai mare, de puteri mai mari, rămânea puțul foarte repede fără apă. Scotea apa foarte repede. Știți ce vorbim? Da, că... da. Aia asta le discutăm, nu fac parte. A divers. Vreau să spun, dacă și niciodată pompile astea nu se opresc. Merge pontiul. Noi să mai încercăm, că acum nu e o valoare mare, să punem pompe de capacitatea celor... De asta trebuie, da. Nu se opri, mai schimbă în modă. Dacă noi am urmărit să se mai opri, domnul Bondaș, probleme pe marginea exactă a subiectului, vreți să faci referiri? Ai, vorbim la diverse, de câte știu eu, am mai vorbit din cel puțin 2 ani de problema. Și azi să o închidim o dată, pentru totdeauna, să mai discutăm. Administrația să plece mai mult asupra problemei. Am terminat, domnul Mare. Alți domnul Matieș. Domnul primar, câteva lucruri. Deci sursa de apă e aceeași
cea de... E pierderea care este acum la pensionar. Pierderea care, asta am vrut să spun, da. Este mult, părerea mea, acesta e mult prea suficientă vis-a-vis de consumatorii care vor fi acolo. Va fi un rezervor aici de apă, vis-a-vis aici, de pompare. Aici o să fie casa popilor, exact cum este așa, acum. Da. Casa popilor și un rezervor tampon, așa. De care o să compenze tocmai sus la Islaz, pe aproape de terenul de fotbal. Știți de ce am spus că, și nu întâmplă doar am întrebat, ca și în cazul Jevreni, că nu există rezervor tampon pentru absorție pompe, există riscul ca pompele să uzeze cât mai des, pentru că aici, în sistemul vechi făcut, în acel rezervor, poate cine nu știe, există sistem de curățare a rezervorului, automată. Același lucru sunt sigur că se va întâmpla și aici, și atunci ferim pompele de uzură primatoră sau vis-a-vis de debit. Da. Bun. Și al doilea lucru, rezervor, am înțeles că urmă tampon va fi la Rădeana? Deci acolo la Rădeana e rezervorul de stocare, rezervorul tampon aici jos. Pardon, și la destopare, da. La destocare. Da. Și este mai înalt decât capătul satului. Da, de la Rom, da. Cam atât, domnule. Mulțumesc. Altcineva? Mai sunt discuții? Aș... M-am scris și eu la cuvânt în cazul ăsta. Da, ce întrebare consilierul? Da. Domnul primar, ca termen când considerați sau când știți dumneavoastră că se va apuca de această investiție? Păi încă mai avem de scos niște avizii ca să putem da autorizația de... să facem autorizația de construcție. Deci, părerea mea pentru o lună jumate... Deci, în anul curs, anul ăsta, da? Da, anul ăsta. Mulțumesc. Era o, să spun, cu ușor necesitate. Chiar dacă sunt gani, nu mă interesează pe mine. Că eu nici nu fac campania cu poate. Dar trebuie să avem început cu apa asta. Nu e pe bunii cu ele. Nu, nici cu nici departe. Te vezi camera și acum ce le da, și să uite din camera. Dacă puneai, dacă puneai înainte de a începe să... Da? Ce vrei? Vrei ceva din rău. Dacă zici că trebuie și lua rău. Eu m-am gândit de mult ce le trebuie. E foarte bine. Eu nu mă mult. Te-ai gândit? Numai atât te-ai gândit, atât. Domnul primar. Voi nu ne-ai gândit. Iată, nu ai putea. Da. Eu am trimis atât. Să punem la vot. Da, să punem la vot. Punctul 2. Și 3. Și 3. Și 3. Punctul 4, domnul primar. Deci, proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. După cum e obișnuința la noi să nu mărim impozitele, așa am procedat și acum, dar nu avem ce face, că legea ne obligă, să mărim cu rata inflației. Și rata inflației pentru anul 2019 este calculat la 4,6. Și deci mărim impozitul, la fiecare impozit se adaugă 4,6%. Cam nesemnificativ, ca să da. La anul, dacă inflația e mai mică, poate să scade. Da. Să sperăm că va fi. Discuții? Discuții. Rata inflației. Nu. Nu. Supune spre aprobare. Proiectul numărul 4. De acord? Proiectul numărul 5. Da, modificarea unui contract de închiriere. E vorba de un contract de închiriere făcut între primărie și Asociația Crescătorilor de Animale din Comuna cel Mare, pentru o suprafață de 42,41 hectare, la Butinaș. Se expiră. Luna se poate să expiră, mai departe. Așa. Și îi facem contractul de închiriere, îi facem o prelungire până la sfârșitul anului. După aia facem procedura de de închiriere, la licitații, la... Da. Dar acum nu este timp și omul să nu piardă subvenția de la APIA,
Dar cine ce se rămân? Păi e Asociația Crescătorilor de Animale. Păi și președintele. Nu e de la noi, decât știu eu. Președintele nu iese de la noi, dar nu e obligat. Este un olteanu. Olteanu, așa. Da. Dar are tabel cu oamenii care sunt înscriși în asociații. Da. Nu, nu, prelungirea. Prelungirea este până pe 31 decembrie 2020. Prelungirea contractului. Păi când se iese? Suntem în 2019. Acum să, acum să iei el. Prelungirea. Da. Noi suntem în 2019. De 5 ani. Și de ce n-am făcut proceduri noi până acum? Să poată veni la licitație cine dă mai mult, să poată lua. Cine poate să dea mai mult? Eu știu, nu numai, mai sunt în județ, nu numai Olteanu. Dar nu o să-ți vină o asociație de la ajut? Dar cum nu mă întreabă de unde vine? E persoană juridică. Nu, 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 stai un pic. Noi nu avem amenajamentul pastoral făcut, aprobat. Deci este lucru și anul ăsta e vorba să primim bani pentru aprobarea lui. Și nu puteai să scoți la licitație ca să aduci pe cineva la... Adică să participi la licitație. Băi, pentru mine este educativ azi. Dar ce am auzit, domnul primar, că lumea nu este mulțumită. Eu zic să nu mai privim deloc pe Olteanu. Eu nu vă spun ce am auzit. Să nu deloc la amenajare, nu face nimic, nimic. Absolut nimic. Alți ani mai făcea ceva. Acum s-a învățat șmecher, se duce la Bacău, pe 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 la noi, ca discuții, vorbim aici. Vine cu îngrășământ, în loc să-l dea el, că e obligația lui să dea îngrășământul pe primar, vine și-l dă la oameni care nici nu are animale și nu mai interesează. Da. Și eu am auzit lucrurile astea că nu-i... Eu cel puțin nu sunt de acord să mai fie el. Și vorbește și cu cetățenii ca din oameni, dar acum ar fi el. În Vieșoara nu mai sunt de acord cu Olteanu. Să aducem oameni din comuna noastră să fie direcți, putem să-l tragem la răspundere. Dar nu ne apărat să fie din comună. Vine la licitație oricine. Dar poți să ia ducem noi la nimeni. Ei vin la licitație. Să-ți facem la licitație și o să vină cineva. Dar el nu se ocupă absolut deloc. Dar cine ar putea să vină? Ia spune-mi. Este un domn care, într-adevăr, e perb profesionist. Sunt. Are mulți ei. Spre exemplu, la Căiuț, s-a dat pe proprietari crescătorilor de animale. Da. De da. Așa sunt de aici. Avem și noi. Dar și la noi, dar și la noi au fost... Da. Nu au fost. Deci, au fost la Gutinaș, au fost chiar astăzi Dumnezeu să-l ierte. Da. Și după Petri, ce au murit. Petrica are. Are, da. Are. Păi da, dacă se pune anunț... Domnul Blase, da, da, o rezervă. O să facă un anunț, o să-l scrie oamenii. Nu s-a fost prima dată. Eu? Eu? Da. Imediat, o lună exact, era incompatibilitate. Nu, n-am avut eu niciodată. Eu contract de chirier pe nu, mine, doamna Blase. Ah, e altă treabă. Nu compara cu doamna Blase cu mine. Nu pot de ea. Da, dar nu mai aduce la mine. Vine să fiu obligat să facă ceva. Nu, dar uite, eu spun cum e Claudiu cu el, are animale. Claudiu. Este scris în Asociația Crescătorilor de Animale? Da, cum să. Și atunci el se poate, asociația îi dă îngrășămintea lui. Dă îngrășămintea el și poate să ia el subvenția, să înscrie el la subvenție. Da. Direct. Așa. Înțelegi? Deci, nu e obligatoriu ca asociația să ia subvenția. Păi și eu, cum are statuie, la Căiuță, ia ăștia de la crescători de animale. Orul Claudiu niciodată nu i-a dat la nimeni lumea. Claudiu are, are și bați și voi și cai și bun. Are aici și ceva. Dar de ce n-ai spus nimic până acum? Și, păi dacă cum dacă Olteanu vine de fiecare dată? Păi de ce n-ai spus? E
Dacă e închiriat acum, poți să închiriat pe 5 ani. Enigre, să-i spui de contract. Dar nu, pentru că nu suntem ei Claudiu. Și Claudiu poate să, deci poate să rămână la asociații terenul. Claudiu face parte din asociație și poate să, să ocupe el din strada. Face parte din asociație. Și ia el, și ia el, ia el subvenția, direct. Asta poate să fie ușor rotat. Sigur că da, sigur. Da, da, așa, e curăță. Așa și tot hotelul de la Rădărăză. Dar el se duce cu îngrașamente și tot acolo sunt eu. Nu mă lăsa. D'acord. Ce zice domnul? Păi, de ce? Pare de ce a primit totul și eu, dar 20 de sari cu Romeo de îngrașamente. Ca să o dea el pe Islam. Dar de ce nu spune? De ce nu mi-e spune? Nu a spus nimic. Că merge și așa. Păi da, acum vă rog la ce să săptămână. Deci nu am animale să mă dați. Păi nicio. Păi mie dădea 40 de sari adunat și dădeam. Eu eram interesat, direct interesat ca să dau, că erau vacile mele pe sari. Categoric. În cazul cu taia animale, sigur și nu ești direct interesat. Dar asta la cine ai văzut ca să vă luat 2-3 oameni și o dat unul la fel. Nu, dar nu trebuie să mă știu. Interesat, nu trebuie să mă știu. Da. Punem, nu avem proceduri, nu avem cine, acum cum, menționăm acolo. Suntem de, de acord cu prelungirea? Sunteți de acord cu prelungirea? Nu, nu, ceva de spus, domnul. A, domnul Regan, mă surprinde faptul că se discută așa despre directorul Olteanu, pentru cât am fost la primărie, am fost, am avut o relație bună cu el și am urmărit chiar lucrările personal. Începând de acolo, dumneavoastră spune la magazie de sub Mărcești până pe dealurile astea pe aici, a executat lucrări și am fost și am văzut grămezi făcute, adunate, am fost cu băieții de la 416 sau unde am fost noi. Vă amintesc când a luat foc pădurea, că am luat grămezi de jos. Da, da, da. Sigur că da. Și așa e ce rog, informat, ai cred că, de... Și acum la și oameni, eu nu am animale de coșunat, nici oi, nici vai, nici capri, dar mă surprinde faptul să aud astfel de cuvinte despre domnul Reina, înainte se ocupa, acum nu se mai ocupă. Păi el mă trage mă răspundere, domnule, sigur. Păi, dar trebuie să înțelegeți un lucru chestia. Dacă îi vine controlul de la APIA, și uite, și anul se vine, îi vine sigur, îi vine controlul de la APIA și îi găsește pășunea cu mărăcini pe ea, îi dă și-o de la subvenție. Da. Da. Deci nu merge că se duce la bani, că o caranjează. Nu merge! Putem să merge să vedeți și iese din pășunile noastre. Să poate... Dar acum depinde ce pășunii care, care este luată din el, care este eligibil pentru... Păi dar el are toate pășunile astea de aici, începând chilia, cum doar știți, da? Toate cornele alea până la... inclusiv izlaza. Domnul Vontaș, vreau să... Dar e pășunii în pădurii, da, vreau să vreau. M-am întrebat de depinde ce pășunii. Lăsați-l pe domnul Elea. Cred că singura greșeală care o făcut-o, după câte îmi dau seama, ar fi treaba că lasă la îndemână oricui să această îngrășăminte. Am auzit la Bogdana o serie întreagă de că l-au venit cu un sac, că l-au luat un băresc, că l-au luat de... Deci nu este urmărit în modul în care să distribui și să aștepte. Dar mai spune că ai văzut. Mai spune că ai văzut și spui acum. Acum trebuie să-i măsura. Eu, în principiu, nu sunt de acord cu scoaterea lui Olteanu, fiindcă este un bun administrator, domnule. Și el s-a venit prin stat. La o luată din care domnul Olteanu. Nu putem noi hotărâi să-l scoatem pe Olteanu sau să-l scoatem pe Olteanu. Sigur, sunt niște lucruri. El este președintele asociației, nu e asociației. Domnule, în toată sistemul este guvernat de anumite anumite... El dacă... Nu puteți să-i face toate. El dacă... Bine, asta putem. Poate că... El atât de când participă la o licitație și câștigă licitație, n-ai ce să-i faci. Da. Asta nu înseamnă că dacă câștigi, tu bagi joc de oameni. Domnul primar, poate că este necesar să-l invitați aici la o discuție și chiar să-i explicați, chiar să-l discutați cu Consiliul Local, da, cu privire la administrarea pășunilor din comuna noastră. Și-o fi în alte comuni să-l tragă la răspundere sau să... Dar eu am o părere bună despre directorul Olteanu, din câte îl cunosc, am lucrat cu dânsul, a venit cu acte, că a făcut atâtea hectare, a deprișat, a dat foc, a grebat și a făcut lucruri, că eu am urmărit. Dar am plecat și eu. Este să urmărească în continuare
acest lucru. Da, vedeți, pe Izlaza Grădeană au făcut adăpost ăla pentru animale. Da, da, la Grăcovană, dincolo, făcut iar adăpost pentru animale, care făcut de asociații, cu bani asociații. Și ea pe subvenție. Singurul lucru. Da, deci are impunie. El... Ce mai ferit cu vinii controle acolo? Nu există nimic, pentru că nu vine, că ia fiecare parcelă la publicat. Și primul la controle nu vin de aici, vin de la Galați. Am urmărit că avea tabele cu oameni care au lucrat, da. Cu banii care i-a încațat, a plătit la oameni. Nu, dar el e verificat și de fisc. Da, au angajat, are vorba de angajare acolo. Păi da. 8, 9, 10 persoane, le are dar, cu vorba de angajare. Ia mediul de persoane, nu mai poate mai mare. Este vinul pentru că nu s-a susținut. Dar domnul... Într-adevăr, fenomenul de care spuneți cu îngrășământul și aici este nu vrei azotat? Da, aici trec peste, dar mai e un aspect, domnul. Da. Se vede clar că domnul Olteanu se interesează de pășuni. Că veriga asta i-a scăpat din vedere cu distribuirea îngrășământului, era adevărat. Mai grav e un alt lucru, domnul primar, din păcate. Avem pășuni. Sistemul de îngrijire a pășunilor este bine pus. Nu avem animale, nu avem crescători de animale. Apropo, aici laioșul ăsta al nostru e dat tot dumnealui în administrare și de curățare, probabil. Da. E acolo mai trebuie să lucreze, dacă am mai trecut noi prin zonă. Pentru ce e împădurit, nu o să mai bag eu să nu, 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 e vorba de mărăcini și... da. Asta zic, e regretare. Nu mai avem așa, nu prea avem orizont vis-a-vis de crescători de animale. Asta e care sunt și ăștia să o să lasă. Așa e. Domnule! Da. Domnul președinte, apropo de spune domnul Mariano și Bogdana pe Pădurești, dacă nu-i curățat, pe Bogdana mai avea cât sunt mistreți acolo, la partea unei are Timbușorul Rătaru stând. Știi unde mă vezi-o? Mărăcini s-a cumplut, te-a zis o culoare, nu știu. Poate nu e el vinovat, numărul 1, au cu poziția de administrație acolo. Vă rog frumos, el, dacă sunt la miraza comunii animale sau nu, conform legii, el are obligația să facă lucrările ce necesită curățirea acestor vinovat, da? Corect. Faci o notificare și să vină la prima ședință în fața poziției locale. O dare de seamă. Exact. Și un punct de vedere. Poate se corejează din discuția avut cu oamenii care sunt mai experimentați, eu nu pot să-mi dau părere, n-am animale, nici n-am fost sincer să știu cum e starea. Dar am auzit, mi-a spus oameni, el nu-și face treaba. Și tratează de sus. Dar și-a făcut treaba. Lasă-mi. O curățat și la Dumnezeu, da focoare, un greșelinte, nu. Da. Să fiți scăpat. Dar dacă curățirea e slazului pe zona noastră, treaba e făcut treaba. Bine, dar dacă faci, trebuie să faci în totalitate, este tot. Nu, într-o zonă faci, în altele nu. Nu? De când a venit el, s-au împăduit mult islam. Spre exemplu, acolo la Șcherea, a fost vreodată, să duce cineva acolo, că numai toată tala, cred că 50 de hectare numai spin. Ia verificăm. Că
cât are el închiriat pe Vișoara. Nu, pe Vișoara, să vedem. Iar referitor cu agenții care vin de la Camera Agricolă sau de unde vin Ilapia, ai că nu-i chiar așa, domnul, chiar dacă vin de la Galați, știi cum vin de la Galați. E, nu vin, sau dacă mai e o doamnă viitoare din Poplaul, el vin cumva unii invit ea la ei la o cafea și din birou să faci ceva. Aici, ce să... Nu e rog, 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 nu e rog. Dar nu-și asumă că... Nu e rog, nu e rog, nu e rog. Să-l pună semnătura pe ceva ce nu a văzut. Dar cum adică? Păi și tu trebuia să vadă că nu sunt făcut de la Vincioara, la Bogdan, alea. Păi da, mă, că ce e din pădurit, îi dă jos de la subvenție. Da. Pentru că n-am controlat, îmi tripa tot în control. Mă. Bine, ca să închidem, faci să rătăcăriți. În concluzie, să punem la vot prelungirea, nu până la sfârșitul anului. 31 decembrie. Să punem la vot. Cine este? Pentru? Domnul Obțin. Domnul Bondru să țin. Punctul 6, domnul primar. Divers. Nu, nu vorba de un organigram, așa statul de funcții a aparatului de specialitate primară. La nivel de primărie avem 41 de posturi, dintre care 19 posturi de funcții publice, care la rândul lor sunt două funcții publice de conducere, secretarul și contabilul, și 17 funcții publice de execuție. Și mai avem și 22 de funcții contractuale, dintre care 3 funcții contractuale de conducere și 19 funcții contractuale de execuție. Domnul primar, anul trecut câte posturi aveam în care să mărim? Tot, tot astea. Dar de anul trecut până anul ăsta, e vizibil că 3 persoane. Deci înțeleg de la 39 până la 41. Care sunt persoane? De anul trecut până anul ăsta. Ce să mai vrei? 3 persoane. Care? La PSI, încă o domnișoară o văd acum pe la Registrul Agricol. De mult. La... Și știi care e treaba? Noi vorbim de posturi, nu și ocupate sau vacante. Deci puteau să fie cele 41. A, nu erau ocupate, da? Da, asta eu văd că a fost. Dar noi vorbim... În ultimul an. Nu în ultimul an. Și la... de acum 2 ani și la serviciul voluntar. Dar erau ocupate. Ocupate. O fost și la pensie, nu intrat altcineva. De-aia, mă, de-aia dispartie. Că și numărul de posturi sunt 41. Nimic modificat față de anii anteriori. Iar numărul ăsta de posturi se, nu se comunică de către instituția prefectului. Și se mai modifică, se mai modifică. La, noi avem și 5 posturi. Avem echipa de proiect, având proiecte pe fonduri europene, investiții pe fonduri europene. Avem 5 posturi. Avem 3 investiții. Dacă aveam 2, erau 4. Deci aici jonglează. Da, la numărul. În funcție? Imaniar. Păi bine, dar aici nu ia 30% ședin salarizare care lucrează pe fonduri europene? Nu, ia 30%. Până la 30%. Până la 20%. În funcție de numărul de proiecte. Da. În funcție de numărul de proiecte și de orele efectuate în cadrul proiectelor. Dar nu discutăm asta acum. Deci noi atunci să aprobăm cele 41 de posturi, da? Cele 41 de posturi, da. Acum sunt ocupate toate posturi, de ochiul ăla? Mai sunt vacante? Păi astea. Ca... Mai avem. Da. Astea pe fonduri europene sunt vacante, că nu sunt ocupate. Nu sunt ocupate și nu se ocupă, că în cadrul primăriei sunt desemnate 4-5 persoane. Da, prin ele poți face treaba, da. Desemnare. Discuții? Domnul Matieș? Apropo de numărul de personal,
Evident, oscilează și funcție de, de necesarul de persoane, cum a spus la proiect așa. Da. În orice primărie, în orice instituție, eu știu că există o organigramă care nu face nici primarul, nici secretarul, e bine statuată de lege de sus. Și cred că se respectă acea organigramă. Da. Da. Parțial. Nu te leu. Da, domnul Reina. Am lucrat în primărie și știu că întotdeauna personalul este funcție de volum de lucrări. Vedeți că el crește de la un an la altul și primarul știu că a tras întotdeauna sfat de economie la personal, dar trebuie să ne dăm seama că sunt, într-adevăr, că nu mai este mare. Și când e vorba de posturi, e vorba de posturi de la paznic până la primul care sunt înscrise în organigram. Ieri m-a întrebat la întâlnire de ieri, m-a întrebat unul, domnule, de ce plătesc eu, domnule, paznic? Eu n-am văzut un paznic prin sat. Băi, zic, nimeni să vezi, că nu se mai face pază cu... Da, pe Sârgin nu-l vede? Pe Sârgin nu-l vede? Da, și vede la faza obștească, cumva. Da, și... Mare, Turturica. Da. Noi n-ai să vedem, băi, cred. Dar uite că avem poliția locală care umblă din sat în sat și nici în mat și răspunde la orice atent. Păi dai să vă sunt de telefon că s-a întâmplat nu știu unii în Bogdan, arădeam la ceva, asta apare acolo. Jumătate de oră, într-un sfert de oră, deci... S-a sistematizat această problemă. Sistemul video. Nu, dar e un datorie. Nu e un privilegiu al lui când trebuie să apară. Plătiți și trebuie să apară. Să fim înțelepți. Nu faci ești lucruri. Ești din comună. Domnul președinte, nu te lăsa ședința chiar mai. M-am scris eu la cuvânt. Știți că e la cuvânt. Păi, primarul are dreptate. A trebuit să o ascoase. Da, domnule. Dar nu puteați mă abține de atâta la sistemul s-a modernizat. Nu mai umbră, parcă văd astinare din Ramboș-Rotul de la Bogdana până la primăria, știu ca cel mare. Și cu domnul. Este dotat, are oameni specializați pe probleme, aleargă acolo unde este învățat și eu zic că este o eficiență. Chiar dacă... Ăsta se plimbă cu mașina, nu se plimbă. El are mașină, când o fi să plimbă, plimbă cu mașina lui. Însă mașina de notare a primăriei, care este destinată operațiunilor poliției locale, își face datoria cu eficiență. Și de aici, ăștia soară. Paznicul la primărie, poliția locală care e răspândită, și până, spuneam, până la primar. Toți au funcțiile și... stabilite foarte bine. Nu știu dacă e nevoie să... Dacă vă duceți acolo cu ocazia să vedeți că tot personalul este extrem de ocupat în diverse părți. Ce fac cu finanțe, cu social, cu... Ce care sunt la patușor? Pentru că trebuie să facem un gen funcțiile. Deci o mă declar de acord. Mă declar de acord cu numărul de personal cuprins în specialitatea. Da. Altceva? Da, vis-a-vis de ce spuneai mai tare că te-o întrebat că n-am văzut. Dar nu mai e, nu mai ridicat probleme. Dacă eu sunt așa. Păi, dar eu n-am văzut polițistul local, l-a zis cineva. Și ce-a făcut polițistul local, șeful, două, nebun. Da. La 12 noaptea. Deci să-l strig pe ăla la poartă. Ies urmă la poartă. Uite la mine ca să mă vezi. Sunt polițistul local. Da, am făcut asta o săptămână. O veni și a doua seară. O săptămână, eu văd tot în poartă. Mă aș plăs strigat de asta la poartă. Gata, apoi m-a săturat. Bine, cu această noțiune o întărat și foarte mult. Că zonul, eu n-am văzut paznic, n-am văzut politici. Păi scoate-te la urmă, stai la poartă, așa că-ți treacă. Își face datoria. Își face, domne, cu o prisosință.
Eu la capitolul ăsta... Așa, și vreau să mai adaug încă ceva. Vedeți că s-a diminuat și cazurile astea cu oamenii, cu țiganii, cu s-au mai ieșit și el îi pune la punct. Dar au trecut prin clipe și momente foarte grele, poliția locală, că o sărit ăștia cu coasa să-i taie gâtul, alții au ieșit cu sabia, deci... Și Sârghe, ați văzut că nici nu e în armată. Nu e în armată, la loc. A avut pistol, dar i s-a ridicat din motive de... Bune la el. De siguranță a armamentului și nu i s-a asigurat la primul rând. Angelul a fost abil, a spus pe ei și le-a dat de ei în gură, până când... Cine, Matei? Da. Nu, stai. Da, au... Ascultă-mă și cu ei de jos. Sigur. Eu mă întreb dacă... Ce s-ar fi întâmplat când s-a tătehat specie în ghilimele de rome aici la noi? Ce s-ar fi întâmplat fără poliție comunitară? Poliția națională care are vreo acțiune la lor, e solicit pe noștri. Da. Ei nu se duc singur, nu se duc singur. Domnul președinte, dacă permite și mie, apropo de poliția locală, nu comunitară. Am avut un incident, am trecut pe Văloaia, pe acela 13. Așa că aveți știri, că trebuie știri care face la 13 aici deasupra. Am primit un telefon de la el, de la 12:30, nu cădere, cam așa era, ceasul. Țigan de la Bâlcă, rețineți, țigan de la Bâlcă, nu am reprință, s-a dat pont. Își știa că prin drumul ăla s-a mânt și pădurii. Am venit, nu știu cum am adus pe toți până la post, nu era nimeni. S-a sunat nici, pe care nici cu ei, care sigur putea să le fac față, dar trecea niște mic cu mașina. Deja coborau cu legul. La ora 2 dimineața am dus la Ocol. Deci nu cum a ajutat, vezi, Doamne, când consilierul Vlase sau, mă rog, m-a ajutat ca om. Deci nu știu chestii care îi deci, vin. Deci la ora 2 noaptea, la ora 2 am venit eu prima și așa mă vinează. Și așa mă vinează. La 2 noaptea să scoală din așenut și să vină. Vreau să spun că aici am ajuns, nu era nimeni. Aici. Dar la ce salarii au, bărbat trebuie. Și ăștia n-au, nimic, și ăștia n-au. Păi, dar dacă nu vă mai chinuie să-l mulțumiți romii care au făcut să-l mulțumim. Dacă ar fi altă față în afară lui Sârghe, poate... Nu, dar am de ce și eu, proprietatea mea. Dar nu ieși din copul. Chiar și e bun, dacă își face treaba, dar ar fi bani, ar fi normal. Domn președinte, haideți, spune la vot. Gata, spune la vot. Chestia că mulți spune că e rău, dar nu ai cum să fii bun ca poliția. Poți să rămâi și în diverse vorbești, vorbește acum la diverse. Măi, Țigani, când au din Matei și de Rădinei, dacă erai polițist, mă, dar comunitar, dacă auzați Răilianu, trebuia să fii frică la țina, da? Sau din Marie, sau din X, sau din X. E frică, măi. Așa ar trebui de toți, nu că e Sergi sau ăla. Nu e... Nu, dar mai ce-mi place, măi, trebuie să scrie. La diverse, domnul primar. Cine să scrie la diverse? Domnul... Domnul primar, vreau să vă întreb, vasul de apă, țiganul, vine chiar în spatele plotului unde am avut eu terenul de fotbal? Să vă cer permisiunea, să tai plope așa de la jumate, ca să nu fii în pericol cu casa din vas. Nu vine de tot. Dar cum e acolo? Vine mai între puiul, mai încoace. Altă problemă, îmi pare rău că nu-i Lucian aici, referitor la domnul inginer Oteanu. A făcut pentru vatile lui Lucian acolo în Uzar. A făcut pentru vatile lui Lucian. Pentru toată lumea. Așa. Lucian la 12 le duce acolo. Asta iarnă a avut lotarul oilor. A dorul lota acolo. A băgat oile acolo. Făta mieti, Lucian o lotă să nu înghetă. A făcut ceva domnul inginer la Rădea. Cireșii. Am rugat pe domnul Dimofti că erau cu băieții de la gara. Cireșii i-au lăsat, m-am rugat să mă lăsați cireșii, că ei problemă este, am venit acum fi jos la gara. Apa toată din blocul gării, să scurge din blocul care locuiesc oamenii, să scurge în fața gării. Și o zic că e infundată conducta, nu mai merg la alea. Poate și oamenii și posibilitatea greziți acolo. Să fac o foarte, plătească oamenii, să care de acolo o mașină. Le-am spus de atâtea mulți să se constituie într-o asociație de locatari. Dar nu vor. Și greu să
fac? Nu vor că nu sunt. Chiar am să merg personal, am să vedem dacă... Am văzut o dată pe o Ionache și a zis că are interes el să câștigi el, nu știu ce. Dar și-o rog să văd, nu vrea să fac, dar nu are cu cine. Vreau 3-4 care vor, restul nu văd. Nu, că a zis că conducta e cu cineva, nu se vede la cineva. Asta e discuții în vechi. Ei, o să vină canalizarea. Asta e, da. Din conducta de alimentare cu apă, pe acolo trece și canalul. Dacă n-ai oameni de impunea și dacă n-ai vor toți, ce sunt? Domnul Matieș. Domnul Vici. Am luat legătura cu Sărghini. Iau băieța aia noi de la mine. Cornea și frate-sul. Fac un pic de ordine în curtea școlii. Foarte urât se vede de-n drum. Și un pastor. Ai unul. Vedeți că doi copii mari, cam înalți, dar fără așa, vedeți că au spart geamul în spate și au intrat în clubul de clasă. Și gardul din față, să vedeți că e rupt efect, s-au încălcat pe o scară. Pe și cine știi pe asta? Vă spun eu, știu și acum, mi-a spus de întâmplare, vecinul, Pendra și copilul lui vecinul. Uite cine, că eu așteptam mașina acolo. Pendra ca lui Ion? Ca lui Ion, da. Păi cine-o rup gardul ăsta? Dar nu noi, nu noi, nu. Că ăștia mici n-aveau cum să-l rupă. Dar doi pe doi care mi-au zis... Chemați Ion și să pună geamurile la loc, să pună... Sigur, sigur, da. Și ce până, știți că acolo e drum de trecere și de tot, de câte o 10 ori să fac o gardă. Dar eu iau băieții a doi și fac curat acolo. Dar să-i scutiți de o zi, două, de acolo. Dar nu-i scutești, 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 nu-i scutești. Da, 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 asta-i scutești. Care sunt grupuri de mine? Da. Chiar eu. Am semnat? Hai, trebuie să nu ați. Ești la 10. Hai, te-l las. Da, domnul, spune. Domnul Marvor, rugăminte, dacă se poate să vină bucă de scavator, să pună niște balaturi pe unde să fie cea câte mult de la pasarele în formă, până la pot. Știi că eu și-am așa cum am și eu 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 așa cum am și județeni, și naționali care tranzitează asta, municipiile, sunt în administrare municipiilor. Care tranzitează orașele, sunt în administrarea proprietarilor de drum. Respectiv, primarul Mateu, Mărie. Dar la Mărie n-ai să se duci, că acolo găsești, uite, soba să te rapide. Ce, au și istorul de asta? Păi da, să dă rămâne la unii și podul, care e 5.000 de oameni pe zi. Dar poate ale ce-i vrea la Andrei Măi. Dar nu ia drum trotușor. Să-ți facă. Acum mai e mica. Mi-a zis că acum are pojar, frătidule. Cel mai corect a fost spate. Nu te-ai nou administrat, dar ești cu parte din chimica. Asta nu le vorbim noi. Trec și oamenii când plătesc din pozile omenești, nu? Cu mișelata în spate, așa nu le vorbim de fapt. De drept. Am avea doi legă de... Bugetul ăla nu se poate face la înțelegerea între două OAT-uri. Aici trebuie hotărâri. E hotărâri, bineînțeles. De guvern, da. Da. Cum a fost chestia cu bugetul? Câte mai cea mare? Exact acea problemă. Am și eu două probleme. Azi avem promisiunea. Eu ieri am stat de vorbă cu postul director la drumul județenii, care este administrat cu posibilul județean. Că au deja demarat, au băgat în ședința Consiliul Județean, este cu drumul ăla, așa. Da. Și o porțiune din la drumul. Da, lasă că facem, dar să vedem, a trece cu fundii. Și să luăm niște, să luăm niște balast chiar din mal de acolo, de la de la poti cu pământ, să mai mult. Da. Pentru că am văzut unde, mai ales acolo, unde este cu la ora aia, așa, facem așa, cum spune, bine, chiar acolo aproape de pasări. Da, ceva suport de amânare până în pasări păduri, după Paști. Da, absolut. Acum știți să
și el acum de Paști. După Paști, să sunt două, trei copii de așa și cu doi oameni. Să vezi, sigur. Nu mai fără permis, mă? Ce? Asta e? Cine e? Da, e mașina era ieri cu unul la Dari. Mi-a scăpat un lucru, domnul primar. Când vor mai fi lucrări în comun? Să vor mai fi, am înțeles, cu pământ de scavat și de cărat. Haideți să punem aici la cod, înainte de orice. Proprietarul vrea să punem pământ acolo. Știți ce? Valentin. Da, da, da. Valentin. Da. Că acolo da. Eu am fost. Dar l-ați avut domnul Reina? La Divergie n-am avut domnul Reina. Ai fost ocupat cu semnarea documentului. Da, așa e. Domnul Vici este ocupat cu telefonul. Și pentru el în relare? Pentru el interpelează cu domnul Vici? Nu aștept. Nu vreau, trebuie cu domnul primar. Am văzut ce vorbești mai mult. Nu poate rezolva domnul Vici. Nu cu Vici o să mai băieți. Păi eu vă spuneam că domnul Vici nu știu dacă poate rezolva. Lasă-mă mă să-mi exprim ideea ca să o rețină primarul, că și așa rețină. Păi spuneți-o, domnul primar. Asta băie vorbește la telefon. Haideți să facem ceva la Pâzlește, ce unii face cultură la Părău. Mă au venit ăla și au lucrat numai tot ce bunduri, ăsta pe un bunduri stăpator, pe un greu. Au făcut groapă acolo și au pătruns apă, nici pe Părău Mare. Hai, ducem de mașină cumva la asta acolo. Acum ne ducem. Așa, vă rog, după vă rog eu frumos. Să ne ducem până în ședință, dar am avut. Duceți o mașină și am două de bala și să vină autogred. Convingeți-o pe aia lui Petre Dan, ca să... Ce de să facem drum pe ei? Sau până ne bagă eu să le sălăm din pământ. Băi, au dreptate de oamenii. Că dacă dădea voie atunci când am fost eu cu primarul și să trecem pe stâncele, să cheam o leacă de drum ca să treacă cei lui. Treci prin Pârău. Treci prin Pârău și nimănui nu-i pământ. Am văzut și cu ulița. Ulița, da. Gabriel, și dacă lasă din pământul ăla? Când e vorba de el? Nu, ai făcut bine prietenii acolo. Uite, noi facem acum, ne străduim. Da, tu ce deze acolo? El tot spunea pe aici, gabioane. Bun, fac gabioane. Dar omul bune trece, că n-ai gabioane. Da, gabioane, dar trebuie bolovan. Dar cât el e și trebuie să ia. Vreba ta ai vorbit la... 4 metri, vreo 200 de metri pătrați. Domnul Pantă, președinte, domnul Pantă. Așa, trebuie să avea coaie, președinte. Pentru asta, cine-l mai alege, domnul Pantă? Cum a luat la sfârșitul... Cine a făcut președinte, domnul Pantă? Păi acum prindeți, nu mai prindeți, nu-l mai fac. Mulțumim bine și ne-am salut după aceea. Într-un campanie, parcă sunteți de pe clasa întâia. Mi-a luat problema. Ei a mea, nu zic mâine. Domnul președinte, lasă să vorbească cu omul ăsta. Să vorbeți fără să știți. Să vorbeți fără să știți. Eu l-am dat jos. Da, bine, și așa înțeleg cea. Tu, e drum județean. Eu acum mă zbat, da,
Și eu merg la vie pe drum județean. Eu acum am răzbat ca să-l și facă. Ei profită de ocazie că s-a făcut porțiunea aia de la școală și până la mănăstire și că, domnule, noi, asta este drumul nostru județean. Nu este, fraților, drumul da. Vostru județean. Uite, drumul vostru județean, umbru cu hârtie în buzunar. Practic, dar ce n-ai omlat pe cea? O geană de preceptură. Cu oasă. Cu avut. De-i roasă. Da. Uite drumul județean. Aici e înspre drumul național. Aici e sensul girator da. la școală. Da. Și uite unde, aici te duci la mănăstirii. Da. Și uite unde duci. Uite, aici e... nu, aici te duci la mănăstirii. Uite, aici te duci la mănăstirii. Aici te duci la Florea. Da. Aici te duci la casa de apă. Da. Și uite drumul unde duci. În câmp. Da. Haideți să facem. Deci este drum județean. Ceea ce ei nu vor să înțeleagă. Ei spun că au 4.180 de metri ca lungime. Eu am pus pe kilometraj și până la sensul giratoriu au 3.600 de metri. Tot pe kilometraj am mai pus 400 de metri, că am zis că e numai 4.000 de metri și am dat chiar unde ies tata lui Cătălin din grădină. Aha. Așa. Dar dacă e 4.180, până 180 se duce până la da. Este. Și mai am o hartă care este chiar de la cei de la grupul județeni, care se contrazic singuri. Poate declară drumul județean și de aici, de la punct până la Rădeana. Uite cum vine drumul județean și uite cum se duce acolo. De la școală. O rămas ca după sărbători să vină un delegat de la drumul județenii cu roata și să-l însoți ca să măsoare exact și să-și ia porțiunea din drum. Dar el v-a spus, în Consiliul Județean deja este demarată chestia și cu drumul de acolo, porțiunea de 2 km și ăștia din pasul din aici. Și aici de introducerea tuburilor la Chiriac. Știți ceva de termeni, când vine, că au venit de la Alcone, parcă să lucreze. Păi da, ei lucrează la podul și termină cu podul în 2 săptămâni, deci termină cu podul, dar nu mai durează 2 săptămâni. Și-l băgate și tuburile. După aia fac podețele. Sunt salvete și pe toată. Da. Dacă domnul Oredean, monopolizează discuția vreodată. Mulțumesc. Mai sunt colegi care vor fi intervenit. Ia să vedem ce mai e. Mai e, vrea cineva să termină? Acum pot să vorbesc. Poți să intervenim? Eu știu, dar eu te las. Nu știu, acolo la livadă, unde e fântână, jos, da, natural. Deci acum toți cetățenii nu au obiectul fântânii pentru că au curent de scurt. Așa. Dar totuși, fiind o intersecție în drumuri, lumea, vara, se duce, când se duce la câmp, ia acolo de acolo. Bun, într-o zi, două, trei ori, să-l trimite, să decolmateze pământul ăla care s-a adunat, când plouă, curge în casa de apă și în bazinul ăla. Care e pământul ăla care s-a adunat? Cum s-a adunat? Păi, să vă duceți acolo, să vedeți. Păi, lateralul e fântână. S-a adunat foarte mult pământ. Și acum când vine apa de sus, curge direct în pământ. Poate putut să coboare acolo? Da, 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 da. Că am adus eu acolo odată și am făcut drum până acolo. Și două, trei ori ar putea să fac acolo. Este aveți în jurul fântăcii. Ia, dar vezi că a rămas fără permisul omul care mi-a lucrat cu boldul. Da? Păi ce? Îți trebuie permis să fie pe utilajul. Poftim? Trebuie permis? Da, este doar permis. Vă dați circul de drum public. Și în cazul ăsta... Dar și dacă circul de câmp, trebuie permis. Nu poți să... Utilaje cu boldul. Sorine, tu te pricepi? Acum, am dus-o la... Păi cât e? Noi îi luat etern. Pe o lună, două, cât îi luat? Trei luni. Trei luni? Eu, dacă aș mai da o sugestie, să facem cumva în limita sau oamenilor disponibili cu cei la 46. Păi să vedem, mă să merge. Dacă merge la așa, trecem și clar. Poate nu sunt absurd, dacă până în Paști mai este timp, dar după Paști putem face acolo. Până la înălțare.
Când vreți. Nu, fătărația chiar să ne scoate acum. Și izvor bun? Știu. Dar nici nu merită, trebuie curățat și trebuie. Dar nu trebuie abandonat nicio sursă de apă. Da.